Salutare, tu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit. Bun, de ultima oară am mai lucrat puțin pe aici, adică acum am lucrat, am mai stat vreo 20 de minute, jumătate de oră, am făcut aici ce voiam să fac, am mai strâns câte ceva materiale și am cam rămas fără ce să trebuiască pentru data viitoare eventual să strângem materiale. Am făcut acolo camera unde să lucrăm și m-am gândit puțin la acest design, cât timp se prăjeau bricurile. Am mai prăjit un stack în afară, mă rog, am mai strâns eu niște cobblestone, am tăiat pe acolo de până munți. Anyway, ce vreau să zic, mă gândesc să fac, stați așa să bag niște pâinică și apropo, chestia cu hrana o să devină o problemă în curând, mă gândesc să fac cu două etaje, bine, bănuiesc că v-ați dat seama, și pe aici o să fie geamuri, pune la locuri libere, aici o să punem totuși geam, mă gândeam prima oară să nu punem geam, dar cred că n-ar fi chiar așa de rău. Și în partea asta o să punem un etaj, în partea asta o să fie o cameră, ceva, nu știu exact încă cum o să fac, dar cam asta e ideea principală. Bun, acum ce vreau să fac? Vreau să caut unde aveam cărțile și după să facem un enchantment table. Da. Sau putem să luăm oricum de asemenea acest pickaxe cu fortune 2, hopa. Ok, ce avem pe aici, ce avem pe aici, nimic. Bă, nu avem mai multe chestii. What the fuck, mate? Puteam să mă jur că am mai multe chestii, am mai pus pe aici? Bine, n-ar fi avut de ce. Shit. Am uitat că am stat undeva pe partea asta. Nici nu mai știu unde am stat. For fuck's sake. Cred că aici am stat. Mă, văd ceva lava acolo, dar nu prea mă tentează să mă duc la lava aia. Unde găsesc un lava pit care se pare destul de bun? Mă, cred că totuși o să mă duc în partea asta, să sperăm că să scot lava de care avem nevoie. Stai așa, luăm acest big backpack. Fuck. Clar, nu mă așteptam la asta, mă rog. Deci, intra acolo. Da, pe aici. Cred că aici am stat, cred, nu sunt sigur, dar mă rog. Oricum, se cam face seara, deci aș putea să dorm înainte. Am ceva mâncare, am pickaxe, am armă, am de toate. Am de toate. Ce vreau să mai fac un lucru, vreau să mai pun niște torți pe aici. Pentru că, cum am zis, dacă nu mă înșel, nu prea ajută cu mult gratile astea de lemn. Ok, hai băgăm somnic și am plecat. Așa, am făcut de asemenea un screenshot în greșeală, încercând să apăse F1. Pentru că, de ce nu? Because I'm a special guy, sunt un tip special, ce pot să zic. Oricum, hai să plecăm. Bine, dar voi știați deja asta. Ce? De ce v-ați uitat altfel la mine? Puh. Oricum, dacă găsesc ceva apă, și uite că am găsit. Te rog, nu mă ataca și nu mă atacă. Ok, am luat o găleată cu apă, găleată cu apă e foarte bună, putem să luăm două, dar nu-i problemă. Avem nevoie de 10 bucăți de obsidian și să luăm chestiile alea pe care probabil le-am lăsat la casa aia, dacă nu mă înșel. Dacă am uitat, asta îmi cer scuze. Poate văd că mă duc degeaba până acolo. De fapt, nu am cum să mă duc degeaba, că oricum mă duc, trebuie să fac rost de obsidian. Deci, toți sunt în zonă. Why not? Ok, hai să vedem. Pam, pam, pam. Îmi place cum cresc așa câteva flori pe aici, pe acolo. Și nu îmi zic că e doar apă galavă curgătoare. Dacă trebuie să ne urcăm sus, nu aici. Aici nu-i bine. Nu, nu. Bă, dar trebuie să ajungem de sus. Ok, astăzi o să vă învăț o tehnică pe care am învățat-o când jucam Minecraft la început și mi-era lene să cațăr pe munți. Și cred că... Opa! Stai așa că de asta e deja de aia
ideea complicată cu chestii și urcășuri, ce pula mea cuvânt e asta? Urcări și coborâri. Ai... O, Doamne. O, shit. Hai, mă, pe bune. Vrei să-ți bazi joc de mine? Vrei să zici că nu e niciun lava pit? Fii atent că nu e lava pit, aici e doar lavă care curge. Ah, shit. Ok, atunci hai în partea asta. Poate găsim pe acolo lava pit. Deci, oricum trebuie să trecem până zona aia. Aș mai face o încercare. Fuck. Aș mai face eu o încercare să mă arunc de aici și să încerc să pun apa sub mine fix înainte să pic. Dar nu garantez că mi-e acel trick, așa că o să-mi coborăm în mod normal, frumos. Mi-amintesc acum mult timp, câțiva ani buni, cred că 4-5 ani, când jucam Minecraft cu câțiva prieteni. Holy fuck, mi-amintesc că ne urcam de la niște înălțimi din alea foarte ridicole. Și gen săpam un bloc și îl umpleam cu apă și încercam să sărim de acolo în bloc cu apă. Ah, să zicem că nu eram campion la așa ceva. Uf. Bă, dar aveam un prieten al naibii. Băi, mereu nimerea, mă! Și eram ceva ceva. Făgă, mă! Nu zic că nu e asta, nu e asta, nu e asta! Ha! Fuck! Păi atunci unde dracu am lăsat malea? Shit. Să mor dacă mai țin minte. Ok, hai să luăm așa, hai să jucăm un joc. Jocul se numește unde dracu asta Cristi înainte, cred că aici. Cred că acolo. Da, shit. Mi se pare că am stat undeva la zăpadă. Într-un fel nu e prea bine să mă duc pe acolo, dacă mă duc acolo e cam nasol. Că e destul de departe. Ah, shit. Hai să vedem cum arată lava în partea asta. Dacă e lava nașpa. Yeah. Ba nu, uite că avem ceva. Am avea ceva, fază e că mi-e cam împing ăștia. Bă, dacă știam, l-am un stav din ăla electric. Băi, departe nu e. Dacă nu e asta casa. Știi ceva? Dă-o încolo de treabă. Mă duce off camera. Momentan vreau să fac rost de niște chestie din asta. Niște obsidian. Oh, shit. Normal, întâi trebuie asta e că trebuie să ne batem cu... chestiuța aia micuță. Crede că nu ne vede. Lol, uite-l. Shit! Mamă! Dacă nu era chestia asta la altă. Băi! Ok. Nu pot să zic că mă plâng, o, Doamne. O, Doamne. Ai, bine că e cu sabie, că dacă n-avea... Mă, dar n-am fost aici, de ce? Ok, poate că ceva suspect. Poate că n-am fost pe aici totuși. Da, parcă mi-am minteam, că parcă să zic că am fost. Mă rog. Hai că după asta ne uităm să vedem. Da, parcă am fost, mă, ce naiba. Mă rog. Nu pot să zic că îmi pare neapărat rău dacă n-am fost în acest mirific dungeon. Am mai avea ceva în plus de explorat. Poate găsim și niște bookshelf-uri, știți? Nu mai trebuie să mai stau să mă duc să caut, să caut acealtă casă și chestii. Dar astea sunt detalii. Nu așa? Fui. Ai. Vă dați seama, deci abia aștept să vină și pentru mine vacanța. În iulie. Uai. Po. Eventual cred că mi-au singur o săptămână vacanță până la vacanța aia. Așa, zi, săptămână vacanță fără, pe motiv că Cristi s-a plictisit de tot și vrea vacanță. Uf. Ok. Am 4 bucăți, mai am nevoie de încă 6. Bun, să țin minte asta. Asta ar fi a 5-a bucată.
A șasea bucată. Ok, încă patru. Băi, deci îmi place la 3:30 dimineața, cât e ceasul acum când filmez, că, băi, nu mă deranjează nimeni. E liniște. Nu dă nimeni cu bormașina, nu latră niciun câine. Și, apropo, nu mă înțelegeți greșit. Nu mă deranjează câinii la casă, dar la bloc e enervant. Știi, și am tot văzut din ăștia care postează chestii pe Facebook de genul, nu știu cum să zic, pro câini la bloc, adică, nu știu, am văzut un mesaj cu un tip care a lăsat pe ușa blocului o scrisoare de genul pentru vecinii care se plâng de lătratul câinilor, nu știu ce, vă rog nu mai fiți dobitoși să trântiți ușile, că de-aia latră câinii mei. Bă, frate, nu știu cum să zic, dar ok, înțeleg, dacă dobitocul îți enervează câinele, îl, nu știu cum să găsesc, îl se ia de el, na, înțelegi tu. Da, înțeleg să-l latre, dar dacă pur și simplu faci gălăgie, așa e, că na, știu și eu cum e. Mă duc și nu trântesc ușa, ci pur și simplu bag cheia în ușă și când apăs, când deschid ușa la apartament, în puii mei se aude pe hol. Și mai ales la vecina de lângă, normal că se aude dacă na, e ecou, e apartamentul unul lângă celălalt, cam greu să eviți. Și începe câinele să latre, bă, și nu se mai termină. Și îmi plac câinii, nu sunt de acord cu legea pe care au propus-o dementul ăla să le taie corzile vocale, dar parcă sunt mai mult, nu știu, pro-oameni și pro-gândire, deci nu știu cum să zic. Nu vreau să zic oamenilor să își disciplineze câinii sau ceva, pentru că n-ai cum. Sunt câini, asta... N-ai cum! Ce naiba, dar totuși, hai, dacă sunteți la bloc și știți că nu sunteți singuri pe etaj, mai gândiți-vă și voi puțin și la alți oameni. Bine, poate pe voi nu vă deranjează, dar... Na, uite, spre exemplu... La curte, na, e ok. La curte e ok. Nu prea deranjez pe nimeni, pentru că în casă nu se aude într-o casă în alta. Pentru că, na, e dita mai spațiu între curți. Da, așa, unde practic e doar un perete între mine și câine. Totuși, acum trebuie să apreciez. Am vorbit cu vecina și am... Na, vă dați seama că i-am zis că câinele ei nu este cel mai plăcut lucru. Mai s-a repezit o dată la mine pe hol. Adică gen de asta am vorbit eu, de fapt că vecina a uitat câinele în fața... Nu știu cum a ajuns câinele în față. Era în fața apartamentului ei și eu când să mă duc în apartament, dați seama, câinele, ham, 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 un fel de ce mai faci, vecine? Și eu vă dați seama că ce dracu să fac, am stat frumos, mă gândeam, eram cu rucsacul, cu ghiozdanul, eram într-o mână și mi-a, băi, să nu mă atace ăsta, ce dracu fac, nu vine să îl lovesc, că nu mă atacă, dar... Cum trec? Că gen se repeze la mine. Mă rog, într-un final, cumva, am reușit frumos pe lângă el, cu... ținându-i ghiozdanul aproape în față, gen fără să-l ating, am reușit cumva să intru în apartament și după aia am zis vecinii, hei, vecină, știi, nu e chiar drăguț să-ți lași câinele dacă eu nu pot să intru. Și mă rog, și am vorbit de chestia asta și am zis că nu e chiar... A, că oricum nu te deranjează foarte rău, nu? Și că... doar puțin când latră, că ne, în camera asta. Și din ce am auzit, din ce am sesizat, ori am avut eu în ultima săptămână și ceva de când am vorbit cu vecina, ori am avut noroc să nu mai aud câinele, adică să fiu eu plecat când e el în chef de lătrat, ori cred că a schimbat camera câinelui, pentru că nu prea mai aud așa de mult lătrat. Mai aud ceva, recunosc, dar nu foarte mult. Adică e
Dacă așa ar fi toți oamenii, ar fi super. Dar în păcate se găsește acei oameni care sunt cealaltă genul, a, dar ce nu te deranjează, pardon, dar ce te deranjează câinele meu, nu mai vine atac pentru că tu deschizi ușa, acum îți permis să încerci să intri în apartament, faci gălăgie și îmi deranjezi câinele. Ah, n-am nimic cu oamenii care au câini și eu nu pot să zic că iubesc câinii, dar îmi plac câinii, n-am nimic cu câinii. Da. Uite, dacă ești ca vecina mea, meriți să ții un câine în bloc la apartament, să zicem. Dacă ești unul dintre acei oameni care se ceartă cu toată lumea pentru că câinele lui e cel mai frumos și cel mai deștept, da, nu, lasă așa. Ok. Acum, ne-am întors, am luat obsidian, vreau să ajung în Nether. Și întrebarea mea e cum facem? Păi, dacă fac portalul fix în față, cât să fie față în față cu chestia asta, nu știu ce să zic. No. Uite, hai să facem partea asta. Cred că aici ar fi ok. Nu vreau să-l fac așa pentru că vreau un colțul ăla să să zicem fiecare colț să fie cu treaba lui. În partea asta o să punem enchantmentul, pe aici poate câteva chesturi și în partea asta un brewing stand și niște tâmpenii de-alea. Așa. Acum am nevoie de un flint and steel și cam asta ar fi treaba. Flint, 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 n-am aici. Și acum era mișto să fi fost acolo și voi să ziceți, da, știi, era, uite, un flint și un iron. A, și pentru cei care mă întreabă cum iau așa câte o bucată, câte tot inventarul, uite, stai, să zicem, cum mut tot inventarul așa, stai, cum mut tot lucrul direct în inventar, space și click. Dar faza e că merge doar de la inventory tweaks, știți, e un mod, chestia asta care îmi permite și să-mi aranjez inventarul, uitați, stai, le punem pe astea și le aranjăm cu rotița de la mouse, sau cred că merge și cu R, stai, dar merge și cu R. Ok, avem portalul, hai să și intrăm. Hai să fie aproape de un, din asta dungeon, hai să fie aproape de un dungeon. Și, fix lângă un dungeon, perfect. Ah, shit, chest. Ok, hai înapoi. Bun. Shit, haide. Ok, bun, cam asta ar fi tot cu acest episod. Până data viitoare, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și până data viitoare, o zi bună în continuare, bye bye!